Domnule Marian Crușoveanu, ce părere aveți sau ce ne puteți spune despre discursurile rosite în sală cu ocazia alegerilor pentru organizația județeană PNL Constanța? Cu cine este organizația PNL Constanța? Cu Ludovic Orban sau cu domnul Vasile Câțu? Organizația Constanța își va declara susținerea, va susține o moțiune numai din momentul în care această procedură va trece prin forurile statutare, anume acum noul birou politic județean nou ales, în urma consultărilor ce vor avea loc și analizei asupra celor două moțiuni pe care le au cei doi candidați, își vor exprima susținerea pentru unul sau celălalt. Dar cum comentați totuși acele declarații? Au fost fățișe pentru un anumit candidat sau pentru altul? La ce vă referiți mai exact? Când a urcat pe scenă, colegii de-ai dumneavoastră au făcut referire la domnul Câțu sau au bătut apropo la domnul Orban? Dacă vorbim despre primarul Virgil Chițac, cred că despre dânsul este vorba, și despre președintele Consiliului Județean, da? Despre ei este vorba, da? Dinainte, cu ceva săptămâni înainte, domnul Chițac și-a exprimat deja public susținerea pe care o are pentru domnul prim-ministru. Iar în ceea ce privește opțiunea pe care ne-a prezentat-o în această seară domnul Mihai Lupu, este o surpriză și pentru mine, având în vedere că într-un interviu pe care l-a dat săptămânile trecute a spus domnul președinte că decizia va fi luată în forurile statutare în urma deciziei BPJ. Mai departe trebuie să-l întrebați pe dânsul de ce a ales să opteze pentru un candidat sau celălalt. Și dacă tot este democrație în PNL și spune fiecare opțiune așa direct, dumneavoastră ce opțiune aveți? Eu voi respecta statutul și regulamentul PNL, pentru că sunt membru PNL și în urma discuțiilor pe care le vom avea în biroul politic județean nou ales, în urma consultărilor, vom decide organizația Constanța, cei 145 de delegați, 147, doi dintre ei deja și-au exprimat poziția către noi. Vom vedea cu cine, care din cele două moțiuni le vom susține. Mulțumesc frumos! Plăcere!